Ne apropiem de un deznodământ uh, satisfăcător al crizei din Orientul apropiat. Uh, Abbas, președintele Autorității uh, Palestiniene, urmașul lui uh, Arafat, întreprinde o vizită uh, la invitația lui Joe Biden în Statele Unite și probabil acolo se va negocia crearea statului palestinian și preluarea. De către statul palestinian, a răspunderii uh, asupra gazei, după ce uh, teroriștii din Gaza, pe care nu-i dorește nici uh, fatahul, partidul condus de Abbas, uh, în Palestina, uh, vor fi uh, pulverizați, nu vor putea fi stârpiți, probabil niciodată, la fel cum n-au putut fi stârpiți nici teroriștii statului islamic, dar. Puterea lor va fi pentru mult timp de acum încolo uh, diminuată. Deci, poate că ne apropiem uh, dintr-o întreagă nenorocire de un deznodământ uh, satisfăcător în uh, această, acest teritoriu al vechiului Israel și al noi Palestina, uh, atât de disputat și atât de însângerat.